Trofotul, care o avem în cercetare și pe care se știe câte ceva despre ea, și care și asta are niște activități antibiotice, dar mai mici, însă are, este foarte puternică, bactericidă. Uitați-vă și dumneavoastră, când vă uitați, vă coceți pe la țară, pe undeva și vă coceți și vedeți troscot pe jos, vă uitați dacă vreo frunză de troscot este mușcată când ea este tânără până la, până să pălească, cum se spune, să vedeți dacă, dacă vedeți pe ea vreun păianjă, dacă vedeți pe ea vreo furnică și așa mai departe. Nu există. Pentru că are autoapărarea extraordinar de puternică. S-ar putea face un complex de troscot cu știr? Cu troscot din știri și cu mod deosebit cu frunza de cătină. Pentru că dacă ați trecut pe acolo când ați fost acum, dacă arăta frunza de cătină și vă uitați, cred că avem, încă, avem cătină lăsată pe pom încă, ca să norul. Și veți vedea că această cătină, indiferent, stă până la primăvară, până ajunge așa, ea nu mucegăiește niciodată. Nu crește pe ea nimic și nu mucegăiește și nu atacă niciun fel de bacterie. Ei, asta a fost, de fapt, secretul nostru, prin care noi scoatem din uleiul nostru, avem ulei de cătină, de exemplu, care se scoate, nu o să spun mai mult decât atâta, nu numai din fructul de, se scoate și din frunză, se scoate și din coajă și din ghim, care au până la 3-4%, care au componentele astea care sunt bactericide total. Frica mea cea mai mare a fost, bun, dacă ăsta distruge toate bacteriile, când îl voi înghiți eu, nu-mi distruge și flora mea digestivă bacteriile mele? Culmea, nu numai că nu le-a distrus, le-a ajutat să se dezvolte pe ale mele. Rozmarinul este o plantă cu proprietăți foarte multiple, cu câteva componente, acidul rozmarinii și câțiva derivați ai acidului rozmarinii, care sunt componente și stimulatori ai creierului, ai cerebelului. Ei sunt cei care reglează sistemul nervos central, SNC-ul. Adică aceste substanțe, aceste acizi care sunt acolo, au niște proprietăți aproape uluitoare. Eu i-aș spune oricui să ia cineva, de exemplu, un gemoderivat de rozmarin sau să ia, să facă ceai de rozmarin, dar nu cum îl facem noi. E bun și așa, care rămân o grămadă de componente cum se face ceai. Oricum, noi însă îl prelucrăm rozmarinul fără să depășim temperatura de 42 de grade. Din acest motiv, rozmarinul are foarte, foarte multe întrebuințări. De la faptul că e bactericid, că este stimulent al organismului, că nu reacționează decât cu anumite tipuri de celule din organism. Că pe el, dacă ați văzut, la fel și pe el, nu există nimic ceva ca să spui, domne, vine vreo ceva. Până și păianjenul, care nu prea iartă nimic, nu se pune pe rozmarin. El pleacă și vine imediat. Dacă vreți să vă distrați, deschide ușa acolo vara și când sunt fruturi pe afară și intră către el și când se apropie de frunză să se așeze, a plecat ca ghiuleau. Rozmarinul este mai ales pentru copii un stimul deosebit al activității cerebrale, al activității intelectuale. Ba chiar se vorbește, acum unele țări vorbesc despre activitatea lui prin care stimulează activitatea noastră în așa măsură încât gradul de inteligență poate să fie modificat și sunt studii făcute că după o perioadă de 6 luni, 8 luni de zile, gradul de inteligență care are o scară a lui care se măsoară în momentul de față, pe copii a fost și dă rezultate foarte, foarte bune.